Județul Mehedinți va fi reprezentat de elevii ai liceului Tudor Vladimirescu din Comuna Șimian la Naționala Sanitarilor Pricepuți. Acest concurs este singurul pentru sănătate și prim ajutor de bază care se desfășoară în școlile din România. Aplicați două respirații. Suflă. Mâine va avea loc etapa națională a concursului de prim ajutor sanitarii pricepuți, la care va lua parte și un echipaj format din 5 elevi mehedințeni. Sunt de la Liceul Șimian Tudor Vladimirescu. Ne-am pregătit și ne pregătim în continuare pentru sanitari pricepuți pentru concurs care se va organiza mâine la Vâlcea. Participanții pasionați de domeniul medical au avut ocazia să aplice principiile de bază și tehnicile specifice în acordarea primului ajutor într-un mod profesionist. Etapa națională sanitarii pricepuți, care se organiza până în 2019 la Poiana Pinului și elevii stăteau o săptămână. De această dată și datorită conjuncturii care a fost cu epidemia, știți, tot COVID-19, s-a desfășurat pentru acest anul trecut de loc, iar în acest an și liceele și gimnaziul online. Mehedințul va merge cu echipaj de la liceul Tudor Vladimirescu din Șemian. Elevii sunt în clasa 10-a, anul școlar următor. Să le urăm succes, ne-am ocupat cât s-a putut de proba practică, deci cu specialiști de la ISU, doamna doctor Chiriloiu și domnul Doru Grămescu, le mulțumesc, dumnealor le-au dat primele, cum să vă spun, indicații, să zicem așa, medicale, profesioniști fiind. Iar aici copiii au continuat pe baza de acolo cam de două săptămâni. Aceasta este echipa sanitarii pricepuți de la Liceul Tehnologic Tudor Vladimirescu Șimian. Nu știu dacă să spun că din păcate sau din fericire am fost singurii care ne-am înscris din acest județ la acest concurs și ne-am trezit la faza națională. Sper să venim și cu premiu, având în vedere că este prima dată când participăm. Sper să fiți cu noi blânzi și... Vreau să vă spun că am niște copii extraordinari. Sunt în clasa 9 și am zis să pornesc cu ei de la clasa 9 și vom participa în fiecare an, asta vă promit. Mai vreau să vă spun că ne-a ajutat domnul Doru Grămescu de la ISU Mehedin și doamna Doru Chiriloiu Cristiana. Foarte mult ne-au susținut și ne-au învățat ce trebuie să facem așa ca pentru prima dată. Crucea Roșie este cel mai mare furnizor de cursuri și intervenții în domeniul primului ajutor din țară. Acești copii, dragi ai noștri, sunt din 5 colțuri ale județului Mehedinți. Elevi în clasa 10-a la Liceul Tudor Vladimirescu din Șimian. Au fost singurii care au avut curajul online și cu doamna profesoară, bineînțeles, care i-a monitorizat, doamna Julieta, care e în videoconferință cu Bucureștiul, și să participați mâine fizic în competiție cu Doljul și Vâlcea. Concursul este organizat la inițiativa Crucii Roșii Române și Academiei Europene pentru Asistenții Medicali și presupune două etape, una teoretică și una practică. Proba teoretică se va ține anul acesta online. La proba practică, cei 5 elevi din echipaj trebuie să acorde primul ajutor pentru două victime într-un interval de timp de maximum 8 minute.